Cutremurele care nu se mai opresc în județul Gorj i-au speriat deopotrivă pe adulți și pe copii, dar spaima are efecte mai grave în rândul celor mici. Psihologii atrag atenția că în astfel de situații teama este însoțită de anxietate. Inima începe să bată din ce în ce mai tare, mâinile, picioarele încep să tremure și astfel gândirea noastră are de suferit. Pot să apară stări destul de grave, vorbim atât de copii cât și de adulți. Starea psihoemoțională a copiilor poate să aibă de suferit. Este nevoie de intervenție specializată, pot să apară depresii. Locuitorii din zonele afectate de seisme mărturisesc că au fost nopți când nu au putut dormi, au stat de veghe de frica unui alt cutremur. Copiii însă sunt și mai speriați. Nepoțica a fost mai speriată la primul. Când a vuit pământul, atunci nu știa ce se aude, era cu urechea pe parchet și asculta. Iar la cel de-al doilea a zis că să plecăm afară din casă. Părinții sunt sfătuiți să meargă cu cei mici la medic dacă văd vreo schimbare în comportamentul lor. Copilul poate să devină introvertit sau extrem de agitat. Atunci starea emoțională a acestuia și chiar și comportamentală are de suferit. Astea ar fi primele semne. Cutremurele din ultima vreme au provocat panică în rândul oamenilor, majoritatea neștiind cum să reacționeze în astfel de situații. Un ghid cu recomandări și informații utile în cazul seismelor poate fi consultat pe platforma fipregătit.ro. Un link spre acest site se va regăsi de acum pe paginile de internet ale tuturor instituțiilor publice și autorităților centrale și locale.